Doamnelor și domnilor, iată titlurile zilei. Întârzieri și de 4 ore astăzi ale trenurilor în gara CFR Făgăraș. De vină au fost lucrările efectuate la un podeț aflat pe calea ferată între Făgăraș și Șercaia. Constructorul a anunțat că intervenția se finalizează la ora 4 în această dimineață, însă nu a fost așa. Lucrarea s-a încheiat la 7:30. Călătorii navetiști au fost nevoiți să anunțe la serviciu că ajung mai târziu la muncă. Parlamentarii de Brașov, senatori și deputați, printre care și făgărășeni, au depus astăzi jurământul de credință, prin care își iau angajamentul că își îndeplinesc cu onoare mandatul încredințat de alegători și că respectă Constituția, democrația și libertățile cetățenilor. Jurământul s-a rostit cu mâna pe Constituție și pe Biblie. Spațiile expoziționale din cetatea Făgărașului sunt închise de-a lungul sărbătorilor de iarnă. Conducerea muzeului Valer Literat a luat această decizie, deoarece în perioada Crăciunului oamenii petrec în familie sau se îndreaptă spre zonele ce pun la dispoziție distracții de sezon. Ansamblul Făgărașul, condus de Gabriela și Ioan Ionuț, a încântat făgărășenii într-un spectacol de excepție susținut pe scena Casei de Cultură. Suitele de jocuri populare au bucurat publicul, care a aplaudat evoluția dansatorilor. Făgărășenii care au circulat în această dimineață cu trenul au fost nevoiți să aștepte și 4 ore în gara din Făgăraș. Plecarea trenurilor a fost întârziată din cauza unei lucrări la un podeț aflat pe calea ferată între Făgăraș și Șercaia. Deși inițial termenul de finalizare a lucrării era anunțat pentru ora 4 în această dimineață, constructorul a prelungit termenul până la ora 7:30. S-a efectuat o lucrare de înlocuire a unui podeț între stația Făgăraș și stația Șercaia. Constructorul vrea să efectueze lucrarea între orele 22:30 și 4:00. El reclamă că din cauza condițiilor atmosferice, temperatură scăzută, s-a prelungit lucrarea până la ora 7:39. Pe această cauză au întârziat un număr de 5 trenuri, după cum urmează. Trenul 2502, care trebuia să plece la ora 4:15 din Făgăraș, pe distanța Făgăraș-Brașov, a plecat numai la ora 8:15. Trenul 2204, pe distanța Făgăraș-Brașov, care trebuia să plece la ora 5:45, a plecat numai la ora 8:20. Trenul Interregio 1526, care circulă pe distanța Sibiu-București, în loc să plece la ora 6:58, târziere, numai la ora 8:10 din Făgăraș. De asemenea, trenul Interregio 74, care circulă pe distanța Brașov-Budapesta, care trebuia să plece din Făgăraș la ora 6:56, a plecat la ora 8:01. Și trenul 2001, care circulă pe distanța Brașov-Sibiu, ce trebuia să plece din Făgăraș la ora 7:42, a plecat numai la ora 8:10. În aceste condiții, trenurile au avut întârzieri și de 4 ore. Lucrarea de înlocuire a podețului a început la 22:30 și s-a finalizat la 7:35. Niciodată nu au fost întârzieri atât de mari, susține șeful gării, care apreciază că navetiștii au înțeles situația și au anunțat la serviciu că ajung târziu. A fost urmă de 5 trenuri care au întârziat din cauza prelungirii lucrărilor de înlocuire a podețului pe distanța Făgăraș-Șercaia. Au mai fost întârzieri, da, din cauza unor lucrări care nu s-au finalizat la timp, dar, mă rog, acolo 10, 15, 20 de minute, o jumătate de oră, dar chiar așa mult nu. Eu am fost prezent în stație în toată această perioadă, călătorii au înțeles situația, nu s-a revoltat, deci nimeni, ca să, eu știu, să aibă o atitudine revoltătoare împotriva noastră, au înțeles situația că podul a fost dat jos și s-a pus altul, deci trenul oricum nu avea cum să circule. Lucrările la podul de cale ferată sunt efectuate de o firmă contractată de CFR Infrastructură. În fiecare zi, din gara Făgăraș, urcă în trenuri aproximativ 200 de călători. Deputații și senatorii de Brașov au depus astăzi jurământul de credință în Parlament într-o ședință solemnă după ce rapoartele Comisiei de Validare a Mandatelor au fost adoptate. Deputatul PSD Mihai Popa a postat pe Facebook imagini video de la momentul rostirii jurământului.
Eu, Popa, nu mai am venit de la care a numai la Brașov. Jur că trebuie să fac din România. Jur să respect Constituția și legile țării. Jur să am democrația drepturile și libertățile noastre la animale și cetățenilor cu reacționalitate de responsabilitate și de privare teritorială a României. Jur să nu reprimesc global și integritate la anul de privare poveste. Așa să mă Jurământul scris se rostește individual, se semnează de fiecare parlamentar și se depune la președinte spre păstrare. Jurământul se rostește cu mâna dreaptă pe Constituție și Biblie. Validarea mandatului presupune confirmarea alegerii, precum și depunerea jurământului. Refuzul de a depune jurământul atrage după sine pierderea calității de parlamentar. Ulterior se constituie grupurile parlamentare, aleg președintele instituției, precum și componența biroului Parlament. Cetatea Făgărașului va fi închisă pe toată perioada sărbătorilor de iarnă. Se știe că tot omul petrece de sărbători alături de familie sau de prieteni. Crăciunul este sărbătorit de românii la masă alături de cei dragi sau există persoane care aleg destinații turistice în mini-vacanța de sărbători. După aceste criterii s-a orientat și conducerea Muzeului Valer Literat atunci când a decis că va asista pe toată perioada sărbătorilor de iarnă accesul în castel și în galeriile expoziționale. De sâmbătă, duminică și luni vom avea închis, iar în ajunul anului nou și de 1 și 2 ianuarie 2017 muzeul va fi închis, după care de marți până vineri este program normal de la ora 8 până la ora 17. Angajații de la muzeu au avut de lucru, nu glumă, în anul 2016, care se încheie în curând. Pragul cetății și al încăperilor care găzduiesc standurile de exponate au fost trecute în 2016 de peste 100.000 de turiști în acest an. Pelerinajul zilnic a presupus o muncă uriașă pentru ghizii muzeului, dar și pentru personalul care a asigurat curățenia spațiilor de vizitare. A fost un an foarte bun pentru noi, din ambele puncte de vedere și din punct de vedere al numărului de vizitatori, pentru că am reușit să depășim acel prag psihologic de 100.000 de vizitatori. Am avut peste 100.000 de vizitatori, iar încasările au fost pe măsură. Iar din punct de vedere al acțiunilor și manifestărilor culturale, în acest an am avut o paletă variată de activități culturale, de la expoziții temporare organizate cu muzee naționale, sesiuni de comunicări științifice, activități educative cu copiii. A fost un an bogat pentru noi. Cetatea Făgărașului a fost gazdă în 2016 a 10 de manifestări, sesiuni de comunicări științifice, seminarii, simpozioane sau acțiuni cultural-artistice. Oaspeții care au venit în Făgăraș la cetate au rămas plăcut surprinși de sala tronului, sala dietei, turnul tomorii, dar și de cramă, locurile unde s-au organizat întrunirile programate de instituțiile publice din orașul nostru. Au muncit tot anul și s-au prezentat din nou în fața făgărășenilor pentru a le bucura sufletul în prag de sărbători. De 5 ani încoace a devenit deja tradiție pentru ansamblul Făgărașul, condus de Gabriela și Ioan Ionuț și Anca și Cătălin Lungociu, ca la sfârșit de an să organizeze un ultim spectacol pe scena Casei de Cultură. E un spectacol care în fiecare an ținem în sfârșit de an, ca să transmitem făgărășenilor, că suntem alături de ei și prin dans și prin suflet și prin tot. Este un ansamblu de suflet la care participă multe grupe de copii. Cu ei mare am băgat doar un singur dans ca să încapă cei mici, că avem un repertoriu foarte bogat și cu ei mari, foarte bogat cu ei mari. Și a fost foarte, sala a fost plină, ne bucura de prezența făgărășenilor și ne mulțumim că au venit în număr atât de mare la spectacol. Ansamblul este format în 1958. 58 de ani, zice, coincidență. Și avem o varietate mare de dansuri, avem din toate zonele țării. Maramureș, Moldova, Oltenia,
Bana, toate zonele reprezentăm prin dans. De acum am fost la un festival la Brașov, la festivalul Lerului Ler, de taci și tradiție. Am avut o seară magnifică. De mult nu m-am simțit de bine. A fost formații, nu ansamblu, că a fost mai mult pe bază de obiceiuri. Din satul mare, din Moldova a fost 5 formații, din toate zonele țării. A fost un festival foarte, foarte frumos. După prestația noastră, lumea era în picioare, ne aplauda, aveam pe domnul Pumnea, uite așa cu geală, că mi le sera cu rovit, la mine afară. Eu nu s-le mai făcut să trăiesc toată tinerețea mea care am petrecut-o la Dăișoara, aici. A fost foarte, foarte frumos. Ne-a dat o diplomă, n-a fost cu premiu, primul, întâi, doi, trei. Ni s-a dat o diplomă de excelență și o plachetă tot de excelență, de care am fost încântați. Copiii au fost foarte încântați. Ne-a părut bine că am fost invitați, a spus doamna de la, că a fost cu organizare ce, și la anul deja sunteți invitați. Tuturor făgărășenilor și a tuturor românilor și a toată lumea, multă sănătate și să știți că noi pentru dumneavoastră facem tot ce facem, numai pentru dumneavoastră, ca dumneavoastră sunteți în sufletul nostru și noi vrem să vă răsplătim prin ceea ce facem împreună cu fata mea, cu nevasta mea, cu girele și toată familia. Ne dăm silința să vă simți bine. Și mi-a spus, trec pe stradă și acum eram în piață, lumea m-a oprit, domnul, nu s-a făcut niște treburi extraordinare. Și aia cea mai mare satisfacție de pe care există pe globul ăsta pământesc. Să vezi lumea că se bucură de ceea ce facem. Mi-a plăcut totdeauna să văd pe cei care se bucură de ceea ce facem noi. Spectacolul de dansuri populare a făcut ca instituția de cultură să fie neîncăpătoare. Sute de văgărășeni au asistat la spectacolul susținut de dansatorii din grupa mare, cât și de cei din grupele mici. Atmosfera a fost completată de cântece, interpretate de artiști din țara Făgărașului. Dansatorii au jucat exemplar, consideră Ioan Ionuț. Cei mici au prezentat dansuri tradiționale din Crihalma, călușarul ardelenesc și un dans de Făgăraș. Cei mari, un mozaic de dansuri din mai toate zonele țării.